muncești și călătorești cu Europa FM. 1000 de euro premiul la ghicești și călătorești și în această dimineață. Au trecut ceva zile de când n-am mai descoperit unde e tichetul de vacanță, așa că vă așteptăm la 0372069599 după ce în prealabil ați intrat pe site, pe europafm.ro, la secțiunea concursuri și ați văzut care sunt întrebările pe care tot voi le-ați adresat zilele acestea, cu răspunsuri, cu da sau nu, practic indiciile din jocul nostru, și să mergeți astăzi direct la tichet. Vă reamintesc, puteți câștiga 1000 de euro. Și începem cu Delia. Bună dimineața! Bună, Delia! Bună dimineața! Ce faci, Delia? Am emoții foarte mari. Așa e, când ești aproape de 1000 de euro, apar și emoțiile. Da. Ai auzit indiciul de astăzi? Am auzit. Excelent. Atunci spune-ne, Delia, ce ai de întrebat? Nu știu, mai ușor. Mai tichetul se află cumva în Slovacia? În Slovacia. Dârla, dârla. Dârla, dârla. Dar nu, pe site n-ai prea... Păi scria ieșirea la mare. Asta. Delia a răspuns negativ. Da, citiți, aviz negativ. Da, aviz negativ. Dar citiți, vă rugăm frumos, citiți de pe site indiciile. Nu, acum. Acum nu le mai citiți. Face Luca semn, nu le mai zice. Hai să vedem... Ce gelos e ăsta, mă, cu premiul lui. Da, mă, nu, el tot vrea să-l ducă, nu știu, până la Marea Neagră. Unde vrei să-l duci, măgă, mai nebunit. Vrei să spun acum în direct unde e? Nu, să spun. Chien Șarada. Ziu Buzău. Păi numai, da, acum devine palpitant cu ei. Deci s-a dat așa cu... foarte... E simplu, știi? Da. E simplu, da. Hai să vedem ce zice Irina. Și acum ne târăște prin toată Europa. Irina, bună dimineața. Bună, Irina. Bună dimineața. De unde ești, Irina? Din Bacău sunt. Foarte bine. Excelent. Și ce faci, Irina? În Bacău. Păi, ce fac? Da. Ce mai faci? Totul bine. Ce mai faci? Bine, mulțumesc frumos. Bine. Totul bine. În vacanță, îți dai serviciu? Momentan sunt acasă, în drum spre, mă pregătesc. Ok, foarte bine. Ia să vedem dacă te pregătești cu bucurie sau te pregătești în mod obișnuit. Da, sper că da. Întreabă-ne. Țara este... Da. Țara este Belgia. Ai auzit indiciul de astăzi? Da. Care era? Nu este limba germană, dar știu că în Belgia, undeva prin sudul țării, limba oficială este germana. Da. Da, ai auzit corect indiciul. Iar răspunsul la întrebarea ta este? Corect. Da. Da. Când v-am spus că e simplu. Mergi mai departe. Uite, pleacă de aici. În 7 zile am aflat, e în Belgia. Uite, acolo e ușa. Hai, vă rog frumos. Foarte urât. Răspuns corect. Da. Bun. Acum gândește-te un pic. Bănuiesc că ți-ai făcut așa o strategie. Nu te grăbi. Am făcut ceva, da. Să știi că lui Luca i-a mai scăpat un indiciu ieri. Uh-huh. Zilele astea, așa, da. Da. Dar total întâmplător. Nu l-am prins. Da, asta a fost, i-a scăpat după aia. Dar nu știu dacă voia să-l dea. Să vă adresez a doua întrebare. Da, da, Irina, te rog. Localitatea respectivă este o fabrică în care se produce bere? Nu, dacă în localitate există o fabrică de bere? Da. Cred că e pas. Pas, că în Belgia se face bere, cred că în fiecare casă. Cătun. Da, e ceva mai deosebit, mai cunoscut la noi. Nu te crampona, ascultă răspunsul. Caut altă apărare. Că dacă era ceva deosebit, era și răspunsul deosebit. Este un obiectiv intens vizitat? Da. Acum... Da, adică nu e nuanțele astea cu intens, ultra vizitat. Se poate spune. Adică nu e o chestie, un colț pe undeva de nu știe nimeni de el și te-ai rătăcit tu și ai ajuns. Da, nu, da. E un loc. Răspunsul este da. Bine. Da. Vizitat. Gândește-te bine, Irina. Nu te grăbi. Mai avem timp. Păi am câteva obiective, nu știu care dintre ele. Alege un obiectiv.
este un oraș important din Belgia? Da. Da. Răspunsul e da. Da. Nu e Cătun. E un oraș important. Zâmba, zâmba, zâmba. Este cumva orașul Burj? Bruj? Bruj. Burj al arab. E Bruj al arab. Superb oraș. Cine vrea Burj? Da. O excelentă destinație de vacanță. Dar nu! Nu este în Bruj. Mulțumim tare mult, Irina. Doar fete astăzi, să știți. Avem, o avem și pe Elena. Încercare, nu? Da. Elena, bună dimineața! Bună dimineața! Misiunea ta s-a simplificat. Au fost astăzi. Da, multe. De unde ești, Elena? Da, da, da. Sunt din Pitești. Să trăiești. Zine... Zine acum că, uite, te-a mai ajutat puțin, te-au mai ajutat Delia și Irina. Mai mult Irina. Mai mult Irina, e adevărat. Mai mult, da. Ia-ne la întrebări. Deci nu este în Bruș. Mm-mm. Dar este în Belgia. Și într-un oraș important. Este cumva Grand Palace din Bruxelles. Asta s-a dus direct. Era prea... Cum era? Grand Place. Grand Place? Era prea simplu, nu? Era prea simplu. Da. Chiar în mijloc... Elena nu e în Grand Place, în Bruxelles, în mijlocul pieței. Da. Era prea simplu. Una, două, trei, patru, cinci, șase întrebări astăzi. Trei de da și trei de nu. Mâine alt indiciu. Deja? Da, da. În fiecare mâine zi indiciu, indiciu măi. Trebuie să mai vin cu indiciu mâine. Bine, da. Fie. Vrei să-ți dau eu indiciu? Nu. Am putea să dăm de astăzi, până la finalul emisiunii, încă un indiciu. Da, și care mâine să fie valabil indicii? Mâine. Da. Serios. Hai să dăm 100 din... Am dat, gata, astăzi s-a dat un indiciu, ieri am dat un indiciu. Deci eu fi ceva. Da, eu fi s-a aruncat în Luca cu ceva, să știu. Da, da, da. Nu, dar voi vreți să stricați concursul, nu aveți răbdare. Nu, păi da, așa, pe bune, trebuie să ajutăm un pic oamenii. Te ajutăm cu un indiciu pe zi. Bine, revenim mâine. Deșteptarea la Europa FM.